Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de WWE 2K20 Universe Mod. Suntem la AEW cu Women's Battle Royale care va determina prima campioană din AEW sought for Wrestling Women's Championship, ceva de genul. N-am descărcat titlul fetelor și vedem câteva fete care au fost în WWE. Precum Dana Brooke, imediat Alicia Fox și Mickie James. Dar vedem un duel foarte interesant între Tessa Blanchard și Taya Valkyrie și Taya Valkyrie este prima eliminată. Acestea sunt doar câteva din fetele care au semnat cu AEW. Înainte am avut un meci foarte interesant The Elite versus OVE. The Elite a câștigat. Oh, iar acum Alicia Fox. Dacă nu v-ați prins, eu o controlez pe Tessa Blanchard. Oh, nu. Alicia Fox acum. Oh, Tessa Blanchard. Oh my god, foarte bine Tessa Blanchard. Iar acum, oh. Oh. Și Alicia Fox este a doua eliminată. Oh boy, hai pe Gayle Kim. Oh, se pare foarte bine Gayle Kim. Oh, și Gayle Kim eliminată, incredibil. Holy. Trei eliminări de la Tessa Blanchard. Patru eliminări de la Tessa Blanchard. Incredibil. Și Dana Brooke scapă. Acum, wow, cutter pe Brooklyn Von Braun. Incredibil. Și Tessa Blanchard cu încă o eliminare. Și rămân cele două fete care au fost în WWE și Tessa Blanchard care a produs restul eliminărilor. Acum Mickie James. Oh, oh. Și Mickie James este gata să o elimine pe Dana Brooke. Dar am văzut un match incredibil făcut de Tessa Blanchard. Oh. Iar acum Dana Brooke este prinsă și este aruncată. Oh, oh, nu. Dana Brooke foarte bine acolo. Oh, reverse la Mickie kick. Oh, și este eliminată Mickie James, Dana Brooke și Tessa Blanchard, ultimele rămase. Incredibil. Iar acum Tessa Blanchard. Oh, și-o elimină și pe Dana Brooke. Incredibil, Tessa Blanchard le-a eliminat pe toate șapte oponente. Incredibil. Cu câtă ușurință a luptat Tessa Blanchard. Și este prima campioană din AEW. Incredibil, Tessa Blanchard. Mergem mai departe, ia să vedem ce meci urmează. Oh, nu! Moose versus Brian Cage pentru Hardcore Championship. Oh my god!
Ce meci? Și nu sunt aplicate regulile de Extreme Rules pentru a avea un meci hardcore așa de bun. Dar ce wrestleri se vor lupta în seara asta? Meciul a fost anunțat de săptămâna trecută. Open Challenge-ul lui Jimmy Havoc a fost anulat pentru săptămâna viitoare, având meciuri mult mai importante săptămâna asta. Și partida începe. Oh, Challengerul începe cu un big boot acolo. Iar acum The Machine, Brian Cage. Oh, 1. Acum Brian Cage îl vedem. Oh, Jackhammer. Oh my god, de la runcă, efectiv pe mus. Și mus acolo, oh my god, și cutia dat lui Cage. Acum, Brian Cage. Oh, nu! Oh my god, câtă putere pe Brian Cage care îl pune în Falcon Arrow. Doar îl vedem pe Cage pregătit pentru lupta cu Moose. Oh, răspunsul lui Moose. Moose râde puțin de Cage, făcând semn de piua. Oh, și Senton. Încă un vertical incredibil, Jackhammer. 1, 2, oh, incredibil. Mus, mus. Acum, Moose. Oh my god, ce powerbomb! Ce wrestling ne oferă acești doi hardcore. Oh, iar Moose de pe a treia corda nu spune că îți va zbura până acolo. Nu îmi spune că Moose. Oh, cât precis să ajungă, dar mai mult s-a lovit el. Acum Moose. Reverse de la Cage care încă o dată cu un big boot. The Machine, Brian Cage. Oh, nu. Oh, nu. Vedem. Iar acum. Oh my god, Brian Cage. 1, 2, oh, nu. Incredibil. Ce wrestling hardcore ne produc cei doi. Oh my god. Incredibil. Oh, nu. Oh, reverse de la mus. Iar acum, Cage fuge foarte bine.
Ratează, o. Iar acum mus. Și Cage, de pe a treia coardă. Oh, incredibil. Nici măcar unul. Incredibil. Ce meci bun. Oh! Oh my God! Oh, ratez amândoi. Oh my God! Oh, incredibil! Ce meci, băieți, ce meci! Cage acum îl așteaptă, Brian Cage îl ridică. Oh, doar incredibil. Oh, Musa a rămas în picioare după clothesline-ul lui Cage acum. Oh, ce spear, incredibil. 1, 2, 3 și Musa își păstrează titlul după un match incredibil. Un meci cu adevărat hardcore. Un meci bun oferit de ambii wrestleri. L-am văzut pe Moose imbatabil după clothesline-ul lui Cage. Foarte, foarte bun meciul hardcore. Iar acum, oh, meci pentru titlul AEW Tag Team. Dar ce i-a făcut Luchasaurus lui Rey Phoenix săptămâna trecută? Ce main event nebun am avut săptămâna trecută la Dynamite. Acesta este pre-main eventul. Să reîncărca, zic. Azi. Marco Stanti este alături de Jurassic Express, acolo pe margine. Oh, vedem cât de tare începe Luchasaurus. Oh. Oh. Oh, nu. Acum Luchasaurus. Oh, arătat. Oh, Cutter. Acum Jungle Boy. Oh, este la pământ. Și Canadian Destroyer, incredibil cât de bine începe partida.
Oh, incredibil. Ce a făcut Luciasaurus? Oh, nu. Double team cu Jungle Boy. Acum merg pe spatele lui Ray Phoenix. Și Jungle Boy, nu. A scăpat până să apară Pentagon. Și-l vedem și pe Phoenix. Double team acum cu Pentagon. Pentagon Junior. Samoan drop. Oh, ce super kick pe Jungle Boy. Oh, Jungle Boy. Încă o dată Samoan drop. Oh! Și Jungle Boy s-a ridicat din prima. Doar Pentagon. Pentagon, wow! Băi, de ce nu se poate mă urca pe a treia coardă? Ce porcărie! Hai, tac, tac. Intră Ray Phoenix. Oh, cutter. Oh, Canadian Destroyer și pe Jungle Boy. Acum, un fel de power 1, 2. Oh, și iese Jungle Boy. Acum Phoenix. Oh, Brainbuster. Și se ridică incredibil Jungle Boy. Jungle Boy acum. Cu DDT. Nici măcar unul. Oh, ce super kick. Spanish Fly. Unu, doi. Intervine Luchasaurus. Luchasaurus, acum. Iar acum. Oh! S-a terminat 1, 2. Oh, nu, încă o dată Luchasaurus. Oh, Marco Stunt la pământ. Incredibil. Și Phoenix foarte supărat acum. Canadian Destroyer încă o dată. DDT. Iar acum tag cu Pentagon. Și Luchasaurus la pământ.
Netbreaker incredibil. Acum, încă o dată, Lucio Solus la pământ. Oh, și reverse de la Marco Stant. Hai că e bine, era în picioare, vărămiu. Levita. Russian Leg Sweep. Oh, nu. Mie îmi place că Pentagon nu poate să urce patria corde de la Real Life. Oh my god. Și acum Jungle Boy cu 619. Unu. Oh, și atât. Zero. Miedo. Dar acum din spate Jungle Boy. Oh, nu, reverse la package pile driver. Oh, incredibil ce meci. Încă un Sentan. Dar Jungle Boy este distrus. Încă o dată. Cam târziu. Oh, și Luchasaurus intră foarte bine. Un close line acolo. Acum, nu. A intervenit și Phoenix, dar a scăpat. Oh, nu! Nu, stomp pile driver! Nu se poate! Phoenix acum! Ray Phoenix, hai te rog, intervino! 1, 2... Nu! Jurassic Express, noi campion la echipe! Incredibil! Jurassic Express! Sunt noi campion după un meci incredibil! După ce Marco Stant a rezistat, vedem această bestie. E incredibil. Jurassic Express, the new champion. Și mergem la main event. Chris Hero sau Kashi Sono versus Kenny Omega. Scrieți acum în comentarii cine credeți că va câștiga. Dar e incredibil, Jurassic Express a câștigat, dar Ray Phoenix a intervenit, oare a intervenit la timp? Sau nu? O întrebare foarte interesantă. Răspunsul îl vom afla săptămâna viitoare la Dynamite. Oh my God, Chris Hero. Aici în AEW. Oh, este Steel Cage match. No. Era mișto dacă avea melodia aia, Chris is awesome. Am încercat să-i modific și numele, dar nu merge. Pentru că după mine aici ar fi fost Chris Hero. Nu, ca și sau nou. Iar acum campionul
The Cleaner, Kenny, Omega. Are un ATR foarte mișto, dar păcat că nu i-au făcut și lui entrance, mai calmea. Oh, The KO Artist versus The Cleaner. Oh, începe foarte tare. Hero. Oh. Cum s-a întâmplat și în săptămânile anterioare. Oh. Oi, frate. Oh, iar acum Omega. Oh! Și atât. The Knockout Artist. Oh, se apără foarte bine Omega. Acum, Kenny. Oh! Și The Cleaner. Oh, nu. Piciorul lui Kenny. Oh, ce elbow! The Knockout Artist. Chris Hero. Un wrestler foarte iubit în Ring of Honor. Oh, și vedem. Omega este făcut knockout. Dar nu. Nu este făcut, nu este făcut și... Oh! Acum! Oh, no! Sau Hero, sau cum vreți voi să-i spuneți. Dă de pământ cu Kenny Omega. Acum, Chris Hero, de pe Steel Cage. Om, băi frate. Omega îl trage pe Hero. Acum Hero. Oh, îl dă cu capul de steel cage. Acum încă o dată și cade. Kenny, incredibil. Acum din nou Chris Hero. Băi frate, gen apăsă sară, de ce nu vrea să sară? Doar se întoarce Chris Hero, nu renunță. Chris Hero vrea să-l distrugă pe Omega. Oh, putea să câștige meciul de acum. Meciul putea fi al lui, dar acum Hero. Oh, cu running senton. Încă un senton. De la The Knockout Artist. Chris Hero. Chris is awesome. Oh. Acum Hero. Oh, Spike Pile Driver.
Omega. The Cleaner ratează. Ce frumos. Caut acolo de la Chris Hero. Acum Chris Hero îl ridică, reverte la Omega la manevra de finală și Hero îl pune la pământ. Acum Chris Hero îi spune arbitrului să deschidă ușa. Acesta deschide ușa. Chris Hero se uită la ușă, se uită la Omega, nici el nu știe. Dar nu iese, nu iese. Vrea să-i facă viața un coșmar lui Omega. Încă un knockout. Dar Omega acum. Oh, The Cleaner. Oh. Oh nu, dar Hero. Hero. Acum, Chris Hero. Oh. Oh, și Kenny Omega. Oh, și Omega, îl vedem pe Omega la pământ, asaltat de picioarele lui Hero. Oh, acum Kenny Omega de nicăieri. Cu acest electrice. 1, 3. Și Kenny Omega își păstrează titlul. Incredibil. Incredibil. The Cleaner cu o victorie incredibilă în Steel Cage. Chris Hero poate să fie supărat pentru că acesta a avut ușa deschisă. Oh my god! Ce victorie importantă pentru Omega! Oare ce se va întâmpla în rivalitatea cu Chris Hero? Vom afla săptămâna viitoare la Dynamite. Eu am fost 007 Mario, să aveți o zi bună! Pa!